În comuna Săcălați, curentul a fost oprit mai bine de o oră, în timp ce cei care au venit să voteze au așteptat pentru a se remedia această problemă. Scandalurile, bineînțeles, nu au lipsit de aici, din fața secției de votare. Locuitorii din Săcălați nu au putut vota mai bine de o oră după ce curentul electric a fost întrerupt. Președintele PSD Săcălați, Răzvan Popeț, acuză candidatul AUR pentru funcția de primar, Nicu Viorel, că a sabotat alegerile decuplând transformatorul. Nu s-a putut vota, toți oamenii au stat în incinta școlii cu o foarte mare răbdare. Într-un final am depistat defecțiunea, am dat mai multe telefoane prin Timișoara. Cei de la Enel mi-au transmis telefonic și că defecțiunea vine de pe strada 4. Strada 4 este aceasta, strada principală, de la transformator. Că transformatorul este defect, ceea ce s-a constatat că n-a fost defect, a fost doar decuplat. Ce să vă spun, din punctul meu de vedere, actualul primar decurge la toate metodele pentru a nu fi schimbat din funcție. Aveți dovezi când spuneți asta? Păi dacă curentul a fost luat, este o dovadă. Nicu Viorel se dezice de aceste acuze. Candidatul AUR spune că el personal a semnalat problema către furnizorul de energie electrică și a cerut imediat remedierea problemei. Am sunat la Enel, e o defecțiune a Enelului. Vi se pare că am luat eu curentul? Vă întreb, domnule primar, nu înțeleg de ce sunteți așa de revoltat. Tipul în care întrebați, știți? Eu n-am luat curentul, adică s-a luat un curent, eu am adus generatoare, m-am ocupat de tot să ocup. Care-i? Primul lucru, am sunat la Enel, am făcut sesizare, e registrată, e în zi. Și acum, dacă sunt tu la Enel, la numărul de deranjament, o să vezi că Săcălazul e acolo la deranjament. Acum procesul de votare se desfășoară în condiții optime.